asta nu e desen. Deci e real, nu e 3D scos pe imprimantă, înțelegi? Nu. Laptop sau desktop? Asta e una dintre problemele pe care le vedem foarte des, atât online cât și în magazine. Laptop sau desktop depinde de ceea ce faci cu el și ce preferințe ai și ce mod de viață ai. Marea majoritate se feresc să ia laptopuri de gaming pentru că sunt foarte scumpe, dar nu iau niciodată în considerare faptul că un laptop îți oferă portabilitate, ai și un display, ai și un monitor, ai și tastatură și mouse și partea audio și tot. Dacă vorbim despre performanțe, se pare că în ziua de astăzi avem laptopuri care pot oferi performanțe similare unui desktop. Asta e ultima jucărie a celor de la Asus, face parte din Republic of Gamers, este modelul Strix. La interior are un hard disk de 1 tera, un procesor 1600, care se poate schimba și se poate pune un 1700 fără niciun fel de problemă, dar nu știu cât de mult o să țină partea de răcire, sunt foarte curios. Placa video este un RX 580 cu 8 GB. Avem un display Full HD pe 60 de Hz, mai există o variantă cu 144 de Hz, dar prețul este un pic mai ridicat. Carcasa mi se pare că a fost un pic modificată față de versiunile Strix vechi și este mai ok. Singurul lucru de care sunt eu mă îndoiesc în momentul de față este partea de răcire. Vreau să vă arăt totuși cum arată o sursă, un power brick de laptop. Singurul lucru care poate... Asta e aproape la fel de greu ca un laptop obișnuit. La ora actuală, tot mai mult preiau laptopurile din teren pe partea de gaming și configurații puternice mă refer. Da, nici desktopurile nu se lasă prejos și componentele se upgradează. La un moment dat, stai și te gândești, bine, ok, ăștia au scos seria aia. Aoleo, Dumnezeule, eu de unde mai aleg? Pentru că prețurile sunt apropiate, în genere, chiar și în ziua lansării. În România, gamerul cu laptop e mai rar, pentru că la noi încă există o mentalitate foarte clară pe baza raportului calitate-preț, bang for the buck, și nu ne gândim atât de mult la ce poate să facă un produs, ci cum găsim un produs care să poată să facă cât mai mult la cât mai puțin bani. Și atunci întotdeauna vom ajunge la PC-uri. În anii ce urmează o să vedem configurații de gaming, în adevărat, un sens al cuvântului, care pot concura fără doar și poate cu desktop-uri de gaming. Sunt ferm convins de lucrul ăsta, mai ales, uite, ăsta e începutul.